unul dintre portarii CESE Universitatea Craiova, Cătălin Straton, este de părere că rezultatele obținute în partidele amicale sunt mai puțin importante. Greul din cantonament a trecut, spune Straton, care crede că programul a fost unul destul de încărcat cu două antrenamente pe zi. Cât despre amicale, aici contează mai mult cum se pune în aplicare ce se învață la antrenament. Pentru mine personal nu contează așa mult meciurile astea amicale ca și rezultat. Mai important este jocul pe care îl prestezi și este important să pui în aplicare ceea ce faci la antrenament. Pentru mine nu este așa important rezultatul. Straton spune că, în ciuda oboselii, cantonamentul din Antalya a fost unul foarte plăcut. Portarul universității a lucrat pentru prima dată cu Sorin Cârțu, în timp ce Emil Săndoi l-a mai îndrumat la Naționala de Tineret. A fost un cantonament foarte plăcut, au fost și momente grele și momente plăcute, dar sunt sigur că tot ce s-a făcut, s-a făcut cu cap și ne va prinde bine în cantonament. Cât despre debutul în competiții, portarul alb-albastru știe că nu va fi ușor, mai ales că CSU va juca pe un stadion nou, fece extensiv. Totuși, Straton este optimist și spune că obiectivul trebuie să fie clasarea în primele 8 echipe. CSU Universitatea Craiova a continuat astăzi seria partidelor amicale din Antalya. Elevii lui Sorin Cârțu și Emil Săndoi întâlnesc la această oră pe Jagiellonia Białystok, ocupanta poziției a 5-a din prima ligă din Polonia. Acesta este al 8-lea joc de verificare susținut în Antalya. La Craiova se va desfășura sâmbătă și duminică finala campionatului național de judo rezervat Junior 2 până la 18 ani. Competiția reunește sportivi de la aproximativ 50 de cluburi și va avea loc la sala polivalentă cu începere de la ora 10. Prezent astăzi în bănie, președintele Federației Române de Judo, Ioan Doru Sapta, a lăudat sportivii craioveni. Mă bucur să văd aici pe acest catalog de prezentare pe care l-a făcut CSM-ul, organizatorii. Să o recunoaștem pe ungureanul Monica, care este la ora actuală pe lista celor trei fete care credem, adică care sunt calificate real pentru Olimpiadă, pentru Jocurile Olimpice. Este din Craiova și anul trecut a câștigat două Grand Prix-uri. Este un produs, așa să vă zic, oltenesc 100%. Domnul profesor Voinea, efectiv, are și a reușit să producă o școală de judo feminin destul de bună. Anul trecut a fost cam cel mai bine cotat, dacă nu mă înșel, ca și rezultate la nivel de judo feminin la cadeți. Președintele unuia dintre cluburile organizatoare, Sorin Manda, de la CSM Craiova, a vorbit despre buna colaborare cu Federația de Profil. Mă bucur foarte mult că de fiecare dată când organizăm competiții la Craiova avem sprijinul federațiilor respective. A venit și rândul judoului să organizăm o competiție de anvergură la Craiova. Nu suntem singurii organizatori, alături de CSM Craiova este din Craiova celelalte cluburi care au secții de judo, Clubul Sportiv Universitatea Craiova și Liceul cu program sportiv Petra Chetrișcu. Conducătorul Federației Române de Judo a explicat de ce a oferit Craiovei organizarea acestei finale. Eu sunt așa un partizan al tradiției și cred în tradiția. Chiar acum vorbeam cu un antrenor foarte tânăr de la dumneavoastră, care este chiar foarte tânăr și domnul director vă că este tânăr. Da, și chiar mai tânăr decât mine. Da, nu e asta problema. Și mi-aminteam că, de fapt, din școala craioveană au ieșit foarte mulți judoka de valoare de-a lungul timpului. Unii de se pare că s-au și stins din viață între timp, dar noi vrem să repunctăm și să reluăm tradiția legată de judo din Craiova. Cele trei cluburi gazdă, CSM, CSU Universitatea și LPS Petra Chetrișcu, vor avea 25 de sportivi care vor lupta pentru medalii. Intrarea spectatorilor va fi liberă.